structură, câte autostrăzi au făcut portughezii în capitala lor și tot n-au rezolvat problema traficului infernal. Se pare că secretul nu e în autostrăzi și nici în transportul public care se circule regulat. Uitați-vă, autobuz larg, la oră de vârf circulă gol între Lisabona și Setuba. Traficul e plin de mașini mici în direcția la ieșire din oraș. Dimineața e în direcție inversă, vin din suburbii toți în Lisabona. Deci soluția e probabil să descurajez oamenii să folosească transportul privat. Merg câte unul în mașină. Și ocupă o grămadă loc în trafic. Da, asta poate transportă marfă ceva. Și la lucru. Da, asta la altul. Nu-i transport de marfă. Și singură mașină. La oameni să meargă cu bicicleta sau cu trotineta peste podurile astea de la Lisabona e cam ireal. Nici n-au voie. Dar să se gândească la vreun transport ceva, niște trenuri care să-i scoată din oraș mai rapid, cu acces gratuit, poate. Iar face pe oameni să vină cu bicicleta până la tren, până la marginea orașului sau chiar și cu mașina acolo unde se fie parcări. Dar să evite podul ăsta. Așa cine ajută că e plin oraș cu autostrăzi? Dacă la ieșire din oraș uite ce jale. Și așa în fiecare dimineață, în fiecare seară. Specialiștii de la Chișinău și București ne spun că asta e soluția. Autostrăzi suspendate, drumuri cât mai largi. Cât mai larg drumul, cu atât mai multe mașini și cu atât mai multe ambuteiaje garantate și poluare. De ce nu vin cu transportul public? Nu-i foarte scump. E minunat de confortabil. Nu vor, sunt comozi, sunt responsabili. Și nimeni nu încearcă să-i educe, să le schimbe comportamentul. Doi în mașină, ca excepție. Cei cu motociclete. Lor le se permite pe pod și poate să treacă de ambuteiaj. În loc să găsească o soluție, portughezii, ca și alți latini, au băgat bani într-o statuie enormă. Dar e religioasă, sunt credincioși. Poate
catedrale au destule, statuile lipsea. Înaltă cât cerul. Orașul nu e tare mare, e un pic mai mare decât Chișinău, dar un pic mai mic decât București. Și totuși, numai cu două poduri de acces spre sud și est, iată că vedem ambuteiajul. Pietonile întreg.